Gala celei de-a noua ediții a poveștilor cu vinuri românești a adus în fața invitaților cele mai bune vinuri din toate regiunile țării. Micii podgoreni și-au dovedit și de data aceasta dibăcia, impresionând senzorial juriul care a apreciat vinurile aflate în concurs. În buna tradiție a organizatorului, BASF a impresionat prin organizare și nivelul ridicat al prezentărilor. Ne bucurăm ca de fiecare dată de faptul că, iată, podgoriile mici reușesc să-și aducă vinurile cele mai bune și să le pună față în față cu cei mai autorizați degustători din România, care, iată, iau foarte în serios ceea ce degustă, pentru că punctajele se acordă după tipicul internațional de punctare a categoriilor de vinuri. Pornind de la juriu, a fost un juriu extrem de echilibrat, așa cum președintele, dr. Inginer Costache Georgel, a prezentat pe fiecare membru în parte. Toți sunt personalități cu ani foarte mulți în spate, cu experiență, experiență de enologi, dar și experiența dobândită de-a lungul anilor în care au participat la diverse competiții interne și internaționale. Am avut și tineri care au confirmat participând la etapele regionale ale concursului nostru și este un lucru extraordinar să vedem că atâția oameni cu experiență și atâția oameni dornici să evalueze vinurile din acest concurs, într-adevăr și-au pus la bătaie toată experiența, tot arsenalul cunoștințelor pentru a ridica și a reuși să premieze vinurile care într-adevăr au fost cele mai bune. Cred că cei care au câștigat locurile 1, 2 și 3 sunt pe deplin mulțumiți de felul în care a fost jurizat. Ediția a noua acestui concurs a adus câteva aspecte inedite. Vorbesc de categorii de vinuri în care locul 1, de exemplu, a fost câștigat de 3 soiuri aparținând aceluiași producător. Vinuri albe, care într-adevăr au fost locurile 2 și 3 ocupate de vinurile aceluiași producător. În edițiile trecute, da? Nu, în etapele regionale. La regional. La etapele regionale acestui concurs. Mai că la finală nu s-au mai regăsit unele dintre ele. Am și observat lucrul acesta. Am observat, dacă discutăm despre lucrul acesta, faptul că la vinurile roze, locul 1 din această seară a fost practic locul 2 la regională, iar locul 2 de la regională a venit pe locul 1 acum în finală. Deci este un lucru inedit, este încă o dovadă a faptului că acești jurați practic vin și degustă vinul și îl analizează așa cum este, cu amprenta lui, cu tipicitatea lui, cu tot ceea ce înseamnă vinul pe ansamblu. Finală ediția noua povești cu vinuri românești. La ce să ne așteptăm la ediția 10? Am avut câteva discuții astăzi deja legate de acest eveniment, unde, cu cine, când, și toată lumea deja trăiește deja momentul, febra organizării acestei cea de-a 10-a ediție a concursului Povești cu vinuri românești. Câștigătorii galei Povești cu vinuri românești a noua ediție au fost pe 3 categorii deja consacrate. Vinul alb, Crama Hamangia, vinul roze, Crama Darie, vinul roșu, Crama Aristița și, la categoria introdusă de anul acesta, vinul spumant, Crama Darabon. Mă bucur, sunt mândru că sunt eu astăzi aici în această postură de a fi marele câștigător al secțiunii de vinuri roșii al acestei ediții a noua a concursului Povești cu vinuri românești organizat de BASF. BASF care de câțiva ani, de cel puțin 9 ani, de când s-a implicat în acest proiect, a făcut lucruri semnificative. Prin acest concurs, incită, pot să spun, pentru că nu este prima dată când mă aflu în această finală, am mai participat și în anii precedenți, am avut șansa să fiu înscris în această finală, însă de data aceasta, iată, am ieșit și câștigător. Personal, cred că toți cei care au participat astăzi aici în această finală ar merita locul 1, pentru că sunt vinuri foarte bune. BASF, prin acest proiect, incită producătorul să devină din ce în ce mai bun, an de an. Iată că BASF își face o datorie de onoare prin promovarea cramelor mici
și vine și le sprijină pentru acest lucru, adică promovarea vinurilor de calitate, pentru că despre asta vorbim. Vinuri de calitate se produc în toate cramele consacrate, crame în care s-au făcut investiții de sute de mii de milioane de euro cu ajutorul fondurilor europene. Nu putem spune că o cramă mare nu poate face vinuri de calitate. E un subiect pe care nu vreau să-l abordez acum. Da, da, aici vorbim de cramele mici. De un concurs de crame mici. În schimb, pe lângă aceste crame mari consacrate și care au crescut numele nostru de țară producătoare de vinuri, apar acum în ultimii ani și din ce în ce mai des în ultima decadă, crame mici care își propun în schimb să aducă și consumatorul în vie, să-l acomodeze cu producția de struguri, producția de vin. De ce nu se ofere și un spațiu de cazare, un spațiu unde să ia o masă în vie? Vorbim aici de enoturism. Exact, de enoturism. Sunt multe formule și ce mă bucură pe mine și pe alți mici producători este faptul că acest domeniu încă este la început. Se dorește a se crește acest segment împreună cu consumatorul de vin. I think this year was a very nice and special edition, and you see this marvelous location in Sinaia, and it fits very well to the whole topic and to this event, and it's the 9th event, and we will definitely continue next year. I think it's a very important event to meet not only with the farmers and winemakers, but also with other people from the industry, and improve and even to get better in the wine business in Romania. BASF a făcut un lucru minunat, și anume a adus și a sprijinit producătorii mici de vinuri pe de o parte, dar a adus alături de companie și pe cei care susțin realizarea de vinuri bune și de calitate pe care i-ați avut ca parteneri în realizarea acestui eveniment. Yes, absolutely. At the end, the key or the important is to help the farmers and the winemakers to be more successful, and we have one part of it, and this is the crop protection products. But there are also other important segments for them, and we always try to help and bring the people together. Ce anume ai scoate în evidență la această a noua ediție? Yes, each year we discover new wines and definitely also very small wines. I will mention one of them for this year, which for me I found out, and it's for Crama Ferdi, a small vineyard and a small winery, and really extraordinary wine. And I think in such events or in this event, you can really find out each year new wines, new crama who do very, very good wines. Anul acesta, faptul că la partea finală au fost 7 jurați, s-au eliminat doar 2 note, cea mai mică și cea mai mare, și astfel s-a făcut media aritmetică a 5 jurați, și părerea mea că a fost mult mai apropiat de realitate. De fapt, întotdeauna, să știți că probele se secretizează, se trec în registrul cramei și ele se fac o clasificare înainte de degustare în funcție de culoare, de soi, de an de recoltă și de conținut în zahăr. De altfel, există câteva principii foarte clare după care se jurizează, principii internaționale de jurizare a vinurilor. Să știți că s-a folosit sistemul OIV cu până la 100 de puncte. Fiecare probă a fost evaluată de către fiecare membru al juriului. Și îmi place mult să spun că fiecare a căutat, analizat foarte atent în 4 etape, și anume, în primul rând, aspectul vizual. Și aici se poate da maxim 15 puncte. Pentru limpiditate, un vin poate să fie limpede de cristalin sau limpede de culuciu, maxim 5 puncte, și aspect culoare, maxim 10 puncte. Întotdeauna să știți că un vin alb, mai ales dacă este tânăr, sec, trebuie să fie să aibă o culoare alb-verzoi. Excepție fac muscatul otonel și vinurile cu rez de zahăr. Pentru vinurile roze, culoarea ideală este roze somon și roze
culoarea foii de ceapă uscat. Foaie de ceapă uscat. Iar pentru roșu, roșu rubiniu dacă este tânăr și apoi devine roșu cărămiziu. În al doilea etapă, să știți că s-a analizat foarte bine din punct de vedere olfactiv, al mirosului. S-a inspirat de 2-3 ori, s-a făcut pauză, iar se inspiră de 2-3 ori. În primul rând se descoperă aroma. Aroma care este dată de componenta volatilă care se găsește în materia primă. Și aici avem arome primare, arome care se găsesc de fapt în strugure, în bobul, în pulpă, dar mai ales în pieliță. Avem aromă secundară, sunt compușii care se formează în perioada fermentației alcoolice și aroma, să știți că provine întotdeauna de la origine. Aroma îți dă prospețime și fructozitate unui vin. Aroma este cea care te face să identifici soiul. Și avem și aromă terțiară, buchetul, care este dată prin păstrare în butoaie de stejar, unde au loc reacții de oxidare și învechire la sticlă sau învechire la sticlă când au loc la reacții de esterificare în mediul anaerob. Degustătorul, să știți că în general buchetul acesta de maturare în vas și de învechire la sticlă conferă vinului o anumită noblețe, o distinție aparte. Degustătorul poate să dea maxim 30 de puncte din punct de vedere al mirosului. Pentru tipicitate 6 puncte, pentru intensitate 8 puncte, pentru calitatea mirosului 16 puncte. Apoi se analizează vinul de către degustător din punct de vedere al gustului. Se iau 35 ml de vin, se plimbă în cavitatea bucală timp de 4-5 secunde până la 10-12 secunde. Se identifică în primul rând structura vinului, apoi se identifică gustul vinului, dulcele întotdeauna în vârful limbii, acru în părțile laterale ale limbii, amarul la baza limbii, săratul niciodată la un vin. Iar doar dacă îi punem sare. Iar treaba cu zahăr s-a dus, nu mai e. Nu mai este așa ceva. Iar tot din punct de vedere gustativ se analizează și persistența gustului olfactivă. Noi specialiștii o spunem în caudalii în secunde când rămâne acea remanență gustativă. Degustătorii acordă maxim 44 de puncte și anume pentru tipicitate 6 puncte, pentru intensitate și persistență gustativă câte 8 puncte și 22 de puncte pentru calitatea gustului. Și se face și o evaluare generală a unui vin pentru care se poate acorda maxim 11 puncte.